Toamna se apropie cu pași mari și repezi. La Pogana, anotimpul a ajuns deja pe dealurile din apropiere. Peste tot se văd semnele sosirii anotimpului, în care se numără inclusiv realizările și nerealizările anului 2019 în domeniul administrației publice. În această comună vasluiană nu sunt emoții în ceea ce privește atingerea obiectivelor propuse pentru asigurarea bunăstării oamenilor din zonă. Primarul comunei Pogana, Maricel Gâfu, are argumente, multe și solide. Numai la prima numărare, în satele comunei s-au făcut investiții de milioane de euro. Unele proiecte au fost realizate cu fonduri europene, altele cu fonduri de la guvern, dar și cu bani de la bugetul propriu. Dar să-l lăsăm pe Maricel Gâfu, edilul numărul 1 al Poganei, să ne spună ce a făcut și face pentru a transforma satele comunei în localități de tip european. O vorbă din popor spune că toamna se numără bobocii. Domnule Maricel Gâfu, primarul comunei Pogana, haideți să vedem care sunt bobocii toamnei 2019 în această comună pe care dumneavoastră o administrați în calitate de primar. Da, mulțumesc și bine ați venit! După cum se vede, se lucrează la drumurile din PNDL 2. Au promis că, și cred că se țin de cuvânt, că în o lună, maxim o lună jumate, vom avea și asfaltul. Suntem la stratul 2 la Macadan. Băieții sunt foarte ok, mulțumiți, lucrează bine, lumea și ea foarte mulțumită. În afară de aceste drumuri care avem în 5 km jumate de drumuri asfaltate, mai începem săptămâna care vine un pod de situații de urgență la Măscurei, unde și acolo în două luni de zile ne-au promis că va fi gata. După care mai avem și la Tomești, avem școala, grădinița cu 3 săli de grupă, unde suntem undeva la 80%, este ridicată, acoperită, lucrează la interioare. Sperăm că anul ăsta, cum a spus dumneavoastră, chiar se numără bobocii în comuna Pogana. Da, și pentru că, iată, spuneați de drumuri, care firmă, ce firmă execută lucrările de modernizare a drumurilor sătești și comunale? Spre norocul meu spun lucrul ăsta pentru că SCV Construtier SRL este o firmă care își respectă drumurile, se respectă pe dânsii și suntem foarte mulțumiți de colaborarea cu dumnealor. Despre ritmul de execuție? Despre ritmul de execuție nu mai spunem. Se lucrează deja cu 3 echipe în toate satele. Suntem foarte, foarte mulțumiți. Deci, iată, Măscurei, Cârjăoani, Bogești, Tomești. Cam așa, câți kilometri de drumuri, domnule primar, pe fiecare sat în parte vor fi realizați în această toamnă? Păi, având 5 sate, avem cam cât un kilometru, un kilometru și un pic, până la 5 kilometri și jumate. De exemplu, aici la Bogești am văzut vreo 4-5 ulițe deja aproape pregătite pentru a fi aplicat stratul de asfalt. Da, aici am început, pentru că și aici mai avem și pe banii Consiliul Local încă un kilometru de asfalt pe posta șoseaua veche, drumul comunal care face legătura de la drumul județean către Vadurile cu comuna Iana, și acolo avem pe banii noștri un kilometru și se grăbește pentru că tot cu dumnealor avem de reparat și acel kilometru de asfalt. Domnule primar, care este valoarea investițiilor preconizate? Valoarea investiției la drumul avem de 57.000 RON. 57 de miliarde de lei vechi. De lei vechi, da. La Cârjăoani spuneați că mai executați un pod pe situații de urgență. La Măscurei, nu la Cârjăoani, mai avem un pod de 15.000 RON, deci 15 miliarde și acolo, care o avem, banii sunt dați de anul trecut, dar datorită timpului nefavorabil și problemele care sunt cu constructorii, știți că toată lumea trage de ei, că în județul Vaslui, spre norocul nostru, se lucrează la toate comunele și chiar suntem mulțumiți de conducerea județului, de noi, de guvernul nostru, care ne-au acordat tot sprijinul pentru a realiza aceste obiective. Mai sunt puține zile până la începerea anului școlar.
Haideți să profităm și să vă ne spuneți așa cum se stă la acest capitol. Da, din punctul nostru de vedere, chiar am avut și o comisie săptămâna trecută. Noi zicem că stăm destul de bine, mai puțin cu toaletele în interioare, datorită că ducem lipsă de constructori, de proiectanți, de una de alta, dar suntem în lucru, proiectul este aproape gata, săptămâna asta ne-au promis că ne-l dă și sperăm că într-o două săptămâni, maxim trei săptămâni, să începem și lucrările la toaletele în școală. Domnule primar Marcel Găfu, noi vă mulțumim pentru acest interviu și așteptăm să fim invitați la tăierea panglicii inaugurale. Da, vă mulțumesc și eu și sper cât mai repede, într-o lună, lună și ceva, să vă tăiem la inaugurarea acestor tronsoane de druburi. Și nu numai, și la școală, și la pod, pentru că, cum a spus dumneavoastră la început, toamna se numără bobocii. Sperăm că o să avem boboci mulți. Cât mai mulți boboci în care noi să fim mulțumiți, și nu noi, ci cât și cetățenii Comunii Pogana, că e un lucru mare să realizezi niște obiective, cum ar fi asfaltarea, școli, poduri în comună. Apă, canalizare. Da, apă, canalizare, suntem în derulare și la aceste proiecte avem studiile făcute, tot absolut, așteptăm finanțările, chiar mai suntem la un drum în licitația cu firmele respective, vedem cine va câștiga, cum avem încă un proiect prin care noi sperăm că în maxim 2-3 ani să cam încheiem cu asfaltarea în Comuna Pogana. Doamne ajută, vă mulțumesc! Mulțumesc și eu și vă mai aștept cu drag în Comuna Pogana. Iată așadar motive de mândrie și bucurie pentru primarul comunei, dar și pentru locuitorii Poganei. Satele din această parte a județului s-au transformat radical și acțiunea de modernizare continuă. Felicitări și succes!